Azi pleacă agenți economici din Republica Moldova. Deci în sectorul real a economiei pleacă compania asta, Fujikura, da? Da. Peste 1200 de angajați. Se închide o fabrică la Căușeni, 420 de locuri, locuri de muncă plătite. Este azi o mare problemă pentru Republica Moldova. Oamenii rămân fără lucruri, pleacă din țară. Nu s-a hotărât problema măcar cu școlile astea profesioniste despre care vorbesc din 2014. Spune-te, rog, ia că așa, și nu contează, 120 de miliarde, 120 de trilioane, ele cumva trebuie sprijinite, atât, orice propunere a oricărui politician, trebuie să fie sprijinită cu mai multe explicații, nu poți tot așa, gata. Oamenii ăștia au fost duraniți de 30 de ani, înțelegi, și tot din 2014, cât încearcă să mă distrugă pe mine, ei dacă mă lăsau să le realizez acelea promisiuni pentru care nu este nevoie de bani din buget, înțelegi? Gheorghe, ei nici o putere la noi niciodată nu a acceptat nimic dacă din cauza la asta crește, îi crește ratingul celui care propune. Ați să aminte, mai s-a devenit președinte, o ieșit și a zis, băi, căroci, spânul, o calculat acolo, căroci, e scump de întreținut condriță. Ребята, dați eu cu 2 milioane de lei în arendă, bani vin în buget și acolo tăți copiii din țară. Toate doamnele care au suferit din ușigani în familie de la niște bețăși, copii fără părinți, eu fac acolo tusovca asta și bă, cel mai tusovăcnei loc din Republica Moldova, Gheorghe. Acolo sunt 10 de hectare de pământ, ai locuri pentru camping, înțelegi? Și cineva le-a zis, băi, nebunul a zis cu ei el în arendă, faci acolo. Ei, nu, că asta se ridice ratingul, păi, fix așa cum că ei, că Dodon. Dodon trăge în avodul, a scos peștile, a pierdut alegerile. Păi, mă, și-a pușcat porci în balier. Să nu mănânci mai Sandu, vă bucat de șurec crescut de Dodon. Usat îți duci prin țară de pește azi, înțelegi? La Condriță avem zbag, vă 2-3 tone. Adică, n-aș discuta. Nu se acceptă farmacii electronice, căruci, Gheorghe, care e 123 de miliarde, încă o dată îți spun ce am spus în emisiunea trecută. Nu s-au instalat 5 clădiri la ieșire din Republica Vamal, la ieșire din Republica Moldova, la Vame, cât un bloc cu duș și viceu pentru dalnăboși. Care e 123 miliarde? Stai serios în păgăvări. E asta nu a făcut. O să adică reușească, naftă, poate o să reușească, mai iau un an. Deci, azi când guvernarea, în loc să caute soluții, cum să păstreze investitorii, înțelegi? Ei fac ca ei să plece, înțelegi? Doamna de la și agenția permane caută investi... doar scuze. Doamna de la agenția de investiții a zis că ăștia pleacă din cauza războiului. Cauza principală a dezastrului care îl avem noi astăzi în domeniul economiei este incompetența și prostie, și în unele cazuri corupția celor de la guvernare. Nu, știți, vorbim noi, deci, când pe timpul mandatului PAS din Moldova au plecat peste 120.000 de oameni, din care majoritatea sunt tineri, înțelegi?